Suntem în submarin. Submarinul gri. Submarinul din Pitești. Ne scufundăm în Argeș. Vecinul submarin. O durut de m-am căcat pe mine. Bun, prima întrebare. Când te-ai apucat de tatuat? Când aveam 14 ani, eram pe clasa 8-a. Și eram scratch, făceam acasă. Bun, prima dată când ai lucrat într-un salon, unde? Prima dată când am lucrat a fost aici, la Pitești. Cred că aveam undeva la 17 ani, ceva de genul. Da, am lucrat la Pitești câțiva ani. Îți modifici pozele în Photoshop? Cum e la mod acum? Da, nu le modific în Photoshop. Te referi înainte să le postezi, nu? Nu, gen modele de tatuaje. Cum să le prelucrezi în Photoshop, nu? Da, doar în Photoshop și în proprii, pe tabletă. Depinde ce am la îndemână. De obicei, când plec în guest, din pură comoditate iau doar tableta și le fac în Procreate. În rest le fac în Photoshop. Îți mai aduce aminte primul tatuaj? Da, l-am făcut tatălui meu. Un tribal. Și l-a și acum neschimbat, la fel la fel. Ce tatuaj te-a marcat din ce ai făcut până acum? În ce sens să mă marchez? Nu știu, un tatuaj funny, porno, horror. Cred că e tatuajul care m-am făcut la convenția în trecut biserică. A fost destul de comentat, sincer, tatuajul. Și comentarii negative și pozitive. Dar depinde, la fiecare până la urmă le percepe cum... Da, nu a fost ceva discuție atunci la convenție. La ce convenție ai participat și ce premii ai luat? Am fost la prima mea convenție, a fost în Anglia, la Carlisle. Am fost 2 ani la rând acolo. Nu, de fapt, greșesc. Prima a fost la București, în 2016. Nu mai știu, am luat vreo 3 premii, dacă nu mă înșel atunci, 2 sau 3. Cred că am luat Best of Black and Grey și Best of Large Black and Grey, ceva de genul, nu mai știu. Și Best of Friday, tot cu... la Black and Grey. Am mai fost în Anglia la alea de care ți-am zis, 2017-2018. Frankfurt 2019 și tot 2019 București. Și am luat la fiecare, practic la fiecare convenție care am mers, am reușit să câștig câteva premii. Știind că ai tatuat pe afară, unde ți-a plăcut cel mai mult? Scoția, garantat. Acolo am avut și progresul cel mai mare. Și clienți, am și locuit atâți ani acolo, îți dai seama. 6 ani, parcă, nu? Acolo, da. Acolo mi-a plăcut
cel mai mult. Și ca și viață, și ca și carieră, ca absolut orice. Zona preferată de tatuat? Cred că antebrațul, interiorul antebrațului. Și picioarele îmi plac. Ce tatuaj urmează să-ți mai faci? Am foarte multe de terminat. Întâi le termin pe cele începute și după unde mai am loc. Ai emoții când îți tatuezi un coleg de breaslă? Stai seama că în primul rând te străduiești să fie din ce în ce mai bun tatuajul. Deși cred că tratezi la fel ca orice client pe piele, adică nu cred că o să faci ceva în plus față la un client oarecare. Pur și simplu e ideea că tatuezi un coleg care știe și el cu ce să mănâncă asta. Vrei să dai tot ce e mai bun din tine, să-i oferi un tatuaj cât mai bun. Deci da. Ce tatuator urmărești, apreciezi? Ca mai mult să știi. În special îi urmăresc pe artiștii black and grey, îți dai seama. Mai apropiază stilul meu. Îmi place foarte mult de Iacovlev, ca și contrast. Am mai mulți, n-am unul singur. Îmi plac și artiștii români. Da, n-am un artist oarecare. Apreciez practic la toată lumea, că toți lucrează diferit. Nu-mi place să mă inspir neapărat din munca lor, poate decât o motivație oarecare să o am. Dacă aș fi inspirație, nu știu ce să zic, nu cred că ne ajută pe niciunul să ne inspirăm foarte mult din munca altora. La câți ani ești în pensie, din tatuator? Da, eu sper că mai târziu îți dai seama. Cât mă ajută ochii, spatele, mâinile, sper să lucrez cât mai mult. Ce răbdare! Ce tatuaj nu ai mai face niciodată? Nu știu dacă... Sincer, mai ales în ziua de azi cu social media asta, cam ce postez pentru a ieși căutat în continuare. N-am un tatuaj, nu pot să zic că urăsc un anumit stil sau nu-mi place. Îmi plac toate stilurile, sincer să fiu, îmi place și tradiționalul foarte mult. Și încerc să lucrez și tradițional, deși nu avem clienți în România pentru tradițional, nu e cerință. Da, așa e. Mi-aș dori să devin din ce în ce mai bun mai pe toate stilurile, să devin un artist cât mai complet. Ce marcă de tușuri folosești? Ca și Black & Grey, doar Dynamic. Mai folosesc Pantera. Și cam atât pentru greiuaș. Pentru culori, dacă vorbim de greiuri, de opacuri, pentru cover-up, mi se face cele mai ok cele de la World Famous. Și culoare, cred că Fusion și World Famous mi se pare super ok. Gruparea de ace preferată? Păi am 7 liner, 7 RS, 5 liner câteodată. 9, 8, 10 sau 11. Și mai folosesc, îmi place un lag mare, 23 sau 25 tot 8 aici. Și toate 0,30 ca și grosime. Nu prea îmi place să schimb foarte des configurația la ace. Ciao, sunt Vlad de pe tatuat.ro. Vreau să vorbesc un pic despre ace, acele de tatuat. Cu toții știți că nu o să vă duceți și o să vreți să vă faceți un tatuaj și neapărat este recomandat să vă faceți un tatuaj, o să intrați într-un salon. O să vedeți că un artist, orice artist, în salon are ace de tatuat. Acele, de asta vreau să vorbesc despre ele, ele sunt sterile. Ele sunt sterile, au un gaz înăuntru care le țin sterile vreo 2-3 ani, depinde de termenul de valabilitate de pe ele. Pe lângă asta, că le țin sterile, ele sunt ambalate individual, se folosesc o singură dată. O să vedeți că fiecare artist are un coș de gunoi special unde le aruncă. Pe lângă asta, o să vedeți că vi le desface și desigilează în față. Ele sunt sterile și noi le aducem din aceeași fabrică care se fac și alte ace pentru industria
industria chirurgicală, industria, deci tot ce ține de spitale și multe, multe alte industrii care neapărat trebuie să fie toate chestiile super, super sterile. Deci aceeași fabrică care face acele de tatuat, fac și ace chirurgicale și ace care se coase, vă coase doctorii după operație și multe instrumente, iar foarfeci, multe instrumente, bisturiu, multe instrumente chirurgicale se fac în aceeași fabrică de unde luăm și noi acele. Deci sunt ace sterile de grad medical, le putem spune. Pe lângă asta o să vedeți că fiecare artist în parte are două tipuri de ace. O să vedeți unele ace cu tijă și unele ace cartuș, adică unele mai subțiri, așa, mai micuțe și cu plastic și înăuntru are un ac. Depinde de fiecare în parte. Ele se folosesc, sunt aceleași tipuri de ace, aceeași material, absolut tot, dar unele se pun pe o mașină cu bobine sau rotativă și unele doar pe o mașină rotativă, cele cartuși. Deci asta nu diferențiază. Ele sunt avizate de minister, sunt certificate, deci absolut toate precauțiile se fac în așa fel încât toată lumea să fie în regulă și bine. Că vă gândiți că nimeni nu se riscă cu chestiile astea. Nici nu o să vedeți un medic care se riște să folosească niște lucruri care nu sunt de calitate, că până la urmă urmei el pierde. Nu pierde foarte mult clientul, cât omul același pierde, artistul, doctorul același pierde toată cariera și toată viața și nimeni nu o să-și vrea să facă chestia asta. De aceea vă spun, acele sunt foarte, foarte ok. Îi mai trebuie și băieții de la Gianni Tatu la tatuat? Da, de ce nu? Poate îl tatuăm și pe boss-ul. Da. Cum ți s-a părut experiența cu noi? Ok, frate. Vă știam dinainte, adică nu m-am așteptat la vreo surpriză. S-a mai mișcat Daniel puțin la tatuat, dar e ok. Da, sunteți bineveniți oricând îți dai seama. Sper să vin și eu la voi la salon. Și dacă nu vin să lucrez, măcar să vin în vizită. Te așteptăm. Cum ți s-au părut modelele alese de noi? Cu gustul meu, sincer. Nici nu mă așteptam să am surprize ca și modele cu voi. De obicei, în general, când tatuiesc tatuatori, nu prea ne batem foarte mult capul la modele, mai ales dacă tatuăm mai stiluri apropiate. Automat și ideile și ce mi place să tatuăm sunt destul de apropiate, nu? Ce ai tatuat lui Gianni? Ce aș tatua lui Gianni? Da. Ne-a făcut niciun tatuaj? Nu știu ce să zic. Ceva porno cred că aș face. Garantat. Pe lângă tatuaje, ce îți mai place să faci? Un desen, pictură, nu știu... Nu neapărat sincer, mai mult cred că sunt cu mașinile. Îmi place să petrec, în primul rând, timp, îți dai seama, cu familia. La salon să lucrez și cu mașini, cred că sunt, nu știu, diferite chestii, diferite modificări la mașini. Nu sunt așa mare fan pictură, desen, prefer mai bine să petrec timpul tatuând. Da. Bun, și ultima întrebare. Ce știi despre Gianni Tatu Reality Show? Bă, sincer, nu prea multe. Cred că anul trecut v-am văzut ultima dată. Am văzut când posta Gianni ceva videoclipuri și cam atât. Cred că am dat follow la canal pe YouTube. Bun. Mersi mult, Robert. Păi, am scăpat de tatuaje și mă duc dracu cu Dănuțul să mâncăm ceva, că nici foame. Și mâine mergem și noi acasă. Luăm metrou? Da, mergem cu trenul. Mergem cu nașul.